Sunt ore decisive pentru ministrul Alexandru Rafila, a cărui demisie ar putea să fie decisă de Marcel Ciolacu. Astăzi, șeful Corpului de Control al Ministrului Sănătății și-a dat demisia. Întrebat care a fost motivul acestei demisii, ministrul spune, așa a crezut că este oportun. Îl ascultăm pe Alexandru Rafila. Și am aprobat demisia. Dacă eu vă spun, da, mulțumesc. Dar de ce am plecat din funcție? De ce a demisionat? Pentru că el a considerat că în urma acestei probleme extrem de grave care s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon, el fiind cel care a participat acolo, este cazul să demisioneze. Cu ce a greșit? V-a informat greșit? Nu m-a informat greșit. Și atunci de ce a dat demisia? Pentru că a considerat că este oportun să-și dea demisia într-o astfel de situație. S-au făcut erori în acel control, domnule Rafila, s-au făcut erori atunci când Corpul de Control a anchetat? Componența Corpului. Pentru că uitați-vă la atribuțiile Corpului de Control. Dar cine a decis componența acestui Corp de Control? Factul medical, dacă aveți numai o secundă, reclamația a fost de natură administrativă. Și componența cine a decis-o? Ce problemă? Declarație făcută în urmă cu puțin timp înaintea ședinței de guvern de ministrul Sănătății Alexandru Rafila, pe care jurnaliștii l-au prins pe holurile executivului, după cum ați văzut și dumneavoastră. Lucrurile însă se complică. Marcel Ciolacu spune că îl va demite pe Alexandru Rafila dacă va constata că propriul său corp de control, adică corpul de control al premierului, va constata nereguli în ancheta făcută de Corpul de Control al Ministrului Sănătății. Șeful Corpului de Control al Ministrului Sănătății a plecat în această dimineață. Le mulțumesc invitațiilor mei. O dezbatere politică urmează alături de reprezentantul USR, Manuel Ungureanu. Bună ziua, domnule Ungureanu, mulțumesc pentru intervenție. Să îi mulțumesc domnului Adrian Cosma, este vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Cosma! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Îl salut și mulțumesc mult domnului Marius Humelnicu, este senator al PSD. Bună ziua, domnule Humelnicu, vă salut și pe dumneavoastră! Rămâna, mulțumesc pentru invitație! Domnule Humelnicu, prima întrebare pentru dumneavoastră. Dacă avem deja o demisie a șefului Corpului de Control al ministrului Rafila, ne putem aștepta ca Marcel Ciolacu să ia și decizia demiterii domnului Rafila din funcția de ministru al Sănătății? Înțelegem că decizia asta va fi luată, mă rog, pe surse, cum ne spuneți dumneavoastră în general, până la sfârșitul acestei săptămâni cel mai târziu. Dar de mâine încolo e sărbătoare în România. Da, credem că prerogativele pentru a demite un ministru, și așa este conform legii, sunt ale domnului prim-ministru, domnului Marcel Ciolacu. A spus foarte clar că va trimite Corpul de Control și a trimis Corpul de Control al primului ministru. De ce? Pentru a vedea dacă într-adevăr... Unde a trimis Corpul de Control? La Pantelimon? Să vadă dacă într-adevăr tot ceea ce a făcut sau a constatat Corpul de Control al Ministrului Sănătății, chiar dacă a fost o sesizare administrativă. Stați puțin, deci domnul premier Ciolacu a trimis Corpul de Control la Ministerul Sănătății, la domnul Rafila. Da, pentru a vedea foarte clar rezultatele, raportul, obiectivele, tematica Corpului de Control, astfel încât să știm dacă a fost sau nu a fost înștiințat. Dar de ce a plecat șeful Corpului de Control al ministrului chiar înainte să vină controlul de la șeful pe linie ierarhică, de la domnul Ciolacu? Asta e o decizie personală atunci când vrei să-ți dai demisia sau vrei să te retragi. Poate a considerat că, într-adevăr, a greșit sau n-a greșit. Vom vedea în zilele următoare. Păi dacă a greșit, nu decontează și ministrul său, că e Corpul de Control al ministrului? Să știți că suntem într-un an electoral și tot ceea ce vorbim acum, vorbim doar de gândindu-ne la ceea ce va urma alegerile. Păi asta faceți dumneavoastră, noi nu. Noi nu vorbim gândindu-ne la alegeri. Noi vorbim gândindu-ne dacă mai mergem sau nu la spital, dacă avem încredere în medici. Este mai important să știți faptul că nu avem încredere în medici. Haideți să spunem românilor că avem medici foarte buni, avem medici dedicați, păi, atât la... Puteți să spuneți orice. Românii au experiența lor proprie și capacitatea lor de a gândi și de a analiza. Probabil că oamenii stau pe gânduri. Se gândesc, domnule, de ce a plecat ăla de la șeful Corpului de Control, de la Ministerul Sănătății? Indiferent dacă pleacă, a plecat șeful de control, pleacă ministrul sănătății, ceea ce prescrie un doctor acolo într-o secție
că se numește ateist sau altfel, să știți că aceea este literă de lege și el prescrie dacă e bine sau nu bine să folosească o anumită doză sau mai mult sau mai puțin. Da, dar a venit referatul procurorilor, domnule Humenic, în legătură cu cele două doctorițe care au fost arestate, iar referatul procurorilor arată că ele ar fi decis momentul în care un om trebuia să înceteze viața, adică să moară, arătau dispreț față de pacienți. Asta scrie în referatul ăla, dar multe semne de întrebare. Domnule Ungureanu, vor trebui să răspundă. Domnule Ungureanu, cum explicați dumneavoastră că urmăriți, sunteți un fidel observator al domeniului sănătății? Deci, în dimineața asta, aflăm pe surse că pleacă șeful corpului de control al ministrului Rafila, ministrul confirmă, după aceea ni se lasă să înțelegem, guvernul sau, mă rog, cine o fi, surse din partid, ne lasă să înțelegem că e posibil să demisioneze și Rafila sau să fie demis. O să explic pe înțelesul tuturor de ce domnul Rafila trebuie să plece din funcția de ministru și dacă nu ar fi trimis corpul de control la Sfântul Pantelimon. Nu mai contează acum, deși contează, dar mai contează că nu și-a făcut treaba, că și-a făcut treaba. Domnul Rafila, dincolo de orice, spune prin diplomele pe care le are că este expert în sănătate publică. Așa scrie în diplomele lui. Ei, când ești ministru... Domnul Ungureanu, haideți să nu ne ducem la CV și la diplome, că avem un șef al corpului de control care pleacă în dimineața asta. Și eu n-am înțeles de ce a plecat, poate știți dumneavoastră. Ascultați-mă, ministrul sănătății trebuie să plece din funcție pentru că el nu s-a sesizat în calitate de ministru că în interval de 48 de ore au murit pe o secție de ATI din țară 20 de persoane. Deci el nu avea nevoie de niciun corp de control pentru asta, ci de un sistem de alertă pe care să-l fi avut pus la punct, prin care să fi fost, cum să spun, foarte preocupat de o asemenea dramă. Ce face domnul Rafila? Trimite corpul de control și atenție! Se antepronunță și spune că acolo e un conflict între o doamnă doctor, Camelia Stamatoiu, și alți medici de acolo. Și ce face domnul Rafila? Sare cu picioarele la figurat pe doamna care a sesizat la parchet această suspectă dispariție din lume a 17-20 de persoane, nu știm încă câți morți sunt acolo, cazuri suspecte, văd că procurorii au mai găsit încă 5, nu știu dacă vor găsi și pe alții. Și ce face domnul Rafila? Ordonă celor 3 reprezentanți din Consiliul de Administrație a Spitalului și subordonatului său. Noi nu știm că ordonă. Știm. Adică opinia publică nu știe. N-au apărut stenograme. USR-ul știe tot. Nu știu. USR-ul știe. 100%. Nu există servicii. Există votul în Consiliul de Administrație a reprezentantului domnului Rafila. Domnul Ungureanu, haideți să... Da, asta e background-ul. Dacă îmi dați voie să vorbesc. Domnul Ungureanu, de dimineață când... Stați puțin, domnul Humenicu. Domnul Ungureanu, tot cu dumneavoastră aș vrea să vorbim în continuare, pentru că deschid oamenii televizorul de dimineață și văd că a plecat șeful corpului de control al ministrului sănătății. Și asta e știrea. Da, asta e știrea astăzi. Și lumea se întreabă, dar de ce a plecat omul ăla? Ce s-a întâmplat? El a plecat, așa. El a plecat de acoperire, se numește asta. Să-l scape pe Rafila. Să-l scape pe Rafila. Domnul Ungureanu, aveți niște termeni. Acoperire, deci asta este tehnica, este tehnica de pe vremea USR-ului, comunismului, sacrifici pe cineva, arunci sub tren pe cineva care ca să arunci praf în ochi. Rafila, repet, a avut instrumente să vorbească cu avertizorul de integritate, cu această doamnă,
care a reclamat probleme grave acolo și l-a dat-o afară. El a dat-o afară direct prin oamenii pe care îi avea în Consiliul de Administrație a Spitalului și prin manager. Managerul este subordonatul domnului Rafila. Domnul Rafila a ieșit alături de manager și a spus că acolo nu s-a întâmplat nimic. Da, deci asta este vom vedea, extrem de grav. Vom vedea ce decizie se va lua, dacă se va lua vreo decizie în cazul ministrului Rafila. Domnule Cosma, dumneavoastră, liberalii, cereți de mai multe zile plecarea ministrului Rafila. Colegii de la PSD vă spun, nu e în regulă, avem o înțelegere, nu puteți cere voi din tabăra cealaltă plecarea ministrului nostru, că nici noi nu ne băgăm peste miniștrii voștri. Ce veți face până la urmă? Acum, dincolo de dezbaterea politică, cel mai important este acest șoc emoțional care s-a produs în societatea românească și am văzut cum anumite persoane și mulți români, mii de români, pun la îndoială sistemul medical. Eu sunt de acord că nu trebuie să generalizăm, sunt de acord că trebuie să avem încredere în medicii din România pentru că avem medici buni, dar dincolo de aspectul medical și aspectul penal, care acolo evident că va trebui tranșat de către procurori, respectiv de medicii legiști și colegiul medicilor, există o răspundere politică pentru ceea ce s-a întâmplat. Răspunderea politică evident că poate să o tragă și poate să ia această decizie premierul Marcel Ciolacu și toată lumea are așteptări în acest sens. Eu vreau să fac o paralelă între ce s-a întâmplat acum câteva luni când toată societatea românească la fel era marcată de a zilele groazei, de modul în care au fost chinjuiți bătrânii noștri, da, în acele azile ale groazei, cum da. Denumit. La fel se întâmplă și acum, vă rog, numai puțin. Dar e mai groaznic, aici paralelă, sunt acuzații de curmarea vieții. Așa este. Vă întrerup puțin, domnul Cosma, la sediul Partidului Național Liberal vorbește domnul Baciu de la Casa de Pensii, e acolo împreună cu domnul Boloș și cu șeful Poștei. Haideți să-i auzim câteva minute. Anul acesta, creșterea medie a pensiilor depășește 40%, pentru că vreau să vă reamintesc că la 1 ianuarie pensiile au crescut cu 13,8%. Vorbim de indexarea cu rata inflației și cu câștigul salarial mediu brut pe economie. Avem o creștere a pensiei medie în sistemul public de pensii de la 2.292 de lei, cât este în prezent, la 2.761 de lei. Vreau să vă spun că avem banii prinși în buget, pentru că încă de la elaborarea bugetului de asigurări sociale din decembrie anul trecut, noi am dat aceste sume și avem aceste sume deja prinse în bugetul asigurărilor sociale de stat cu privire la plata pensiilor recalculate pe ultimile 4 luni de zile, vorbim perioada septembrie și până în decembrie. Domnul ministru o să vă dea mai multe detalii pe acest subiect. Avem creștere ale pensiilor de la 1% până la 100%. Practic avem și dublări ale pensiilor. Această nouă lege a pensiilor este o lege profund liberală, pentru că încurajează contributivitatea, prelungirea vieții active, asigurând sustenabilitatea sistemului public de pensii pe termen mediu și lung. Practic, noutatea acestei legi sunt punctele de stabilitate care vin în plus față de punctele de... S-a terminat recalcularea pensiilor. Aflăm și noi ce ne spun ei, pentru că asta e, datele sunt în mâna acestor șefi ai Casei de Pensii, ministrul de Finanțe, ministrul Muncii. Ceea ce înțelegem este că în medie pensiile cresc cu 620 de lei, deci cam asta este media de creștere a pensiilor. Sunt peste 800 de mii de oameni care nu primesc nimic la pensie. Ministrul Muncii spune, bine că nu le tăiem, adică nu știm despre ce e vorba, dacă astea sunt pensii speciale sau nu. Și aș vrea să știu punctele dumneavoastră de vedere și pe tema aceasta. Pentru că am aflat, domnule Cosma, chiar de la ministrul Muncii astăzi, că e nevoie de 600 de milioane de lei pentru plata primei tranșe a pensiilor din partea guvernului. De unde rezultă că, cel puțin pentru moment, n-au alocat bani nici măcar pentru prima tranșă a pensiilor. Ce să înțelegem? De unde vor lua bani? E clar că toată lumea se aștepta să
se întâmple acea reformă bugetară, acea revoluție bugetară, cum spunea domnul Ciolacu atunci când a început mandatul de premier, și toți am privit spre asta. Și cel mai important lucru la care trebuia să se aplece domnul prim-ministru era performanța în sistemul bugetar a celor care sunt angajați. Nu s-a întâmplat acest lucru, din păcate. Pe mandatul domnului Ciolacu s-au mai angajat peste 10.000 de noi angajați în sistemul public, ceea ce ne-a dus în această situație. Nu vreau să... În ce situație? În situația să n-avem bani de pensii? În sistemul public s-au angajat. Puțin, haideți să public s-au angajat. Haideți să lămurim pasta. Domnilor, sunt sau nu bani de pensii? Domnului Ciolacu. Eu cred că o să se găsească soluții, trebuie să se găsească, tot timpul cumva s-a întâmplat. Acum, fie din împrumut, fie din alte surse, creșterea economică, din păcate, ne arată... E slabă, domnul Institutul Național, Institutul Național de Statistică a dat azi un comunicat în care spunea creșterea față de primul trimestru este cu 0,1%. În 2021, când era pandemie, cu guvernare de dreapta, aveam 6% creștere economică și jumate economia era blocată. Asta este guvernarea domnului Ciolacu. Asta este o realitate. Haideți pe care eu să nu politizăm, deși sunteți în campanie. Dar e clar că trebuie să m-ați întrebat de cauze. Da. De aceea am ajuns în această situație, pentru că socialistul domnul Ciolacu ne-a dus în această situație prin toate măsurile care se avem cu socialistul. Asta este realitatea. Numai puțin. Domnul Humeliu, am ajuns în situația asta pentru că totul este în regulă. Este inadmisibil. Domnul Cosma, dumneavoastră reprezentat Partidul Național Liberal. 3,2 miliarde aveți de euro ministru, aveți ministru al finanțelor publice. Dacă cum vorbiți dumneavoastră în fața oamenilor? 2 miliarde de euro din domnilor, PNRR, numai puțin. Domnul Humelnicu, de ce se cer acum 600 de milioane de lei pentru plata primei tranșe a pensiilor recalculate? N-aveți bani? Este foarte important să știți, să avem o coerență și să vorbim românilor. Dacă un reprezentant al Partidului Național Liberal aflat în coaliție de 3 ani de zile aflându-se la guvernare spune că tot ceea ce noi am făcut nu e bine, dar dânsul a făcut bine, PNL-ul, Partidul Național Liberal a făcut bine, înseamnă că oamenii nu mai avem crezare și nu mai avem cuvânt în fața oamenilor. Am spus de fiecare dată că atunci când vor face recalcularea începând cu 1 septembrie vor crește peste 3 milioane de pensii. Am văzut acum că calculul arată că avem 3.800.000 de pensii care vor crește de la 1% la 100%. Domnule, alta e întrebarea. Banii ăștia au fost prinși în buget banii pentru pensii? Că vine doamna ministră azi și cere banii azi. Am calculat și am spus că avem nevoie până la finalul anului de 10 miliarde plus minus, da? De ce? Pentru că vin și contribuțiile la stat și se întorc la stat. De 10 miliarde, 2,5 miliarde pe fiecare lună în parte, începând octombrie, noiembrie, decembrie, da? Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Cu siguranță guvernul, da? Pentru că nu e datoria românilor, ci a guvernului să găsească bani, primul ministru în funcție cu este datoria dumneavoastră să răspundeți de unde găsiți banii ăia. Soluții astfel încât banii să fie dați, salariile și pensiile să fie date. Ce faceți? Vă împrumutați pe spatele românilor sau de unde luați banii? Deci dacă vorbim o altă discuție legată de datoria publică, odată ce noi suntem undeva la 50% și vorbim de Franța, Germania, Italia, Spania, Italia, peste 100%, credeți-ne că suntem bine față de celelalte... Dom'le, poate sunteți... Vă rog frumos să-mi explicați și mie, dacă banii ăștia pentru pensii au fost prevăzuți în buget sau n-au fost prevăzuți, domnul Cosma? Asta trebuie să ne spună domnul premier, care este strategia de ministru finanțelor publice, spune domnul Cosma. Este inadmisibil ceea ce spuneți noastră. Ministrul finanțelor publice face lucrul ăsta. Întreacăt, pe grabă, domnul Ciolacu ne-a anunțat că a luat un împrumut de la Banca Mondială. De la Banca Mondială și de la Fondul Monetar de Investiții, ei împrumut în situații de criză. În situații de criză. Ia ministrul finanțelor publice semnează. Vă rog să ascultați. Că v-am ascultat, da? Dar în momentul ăsta, astăzi, se face un nou împrumut la Banca Mondială, fără să ne spună condiționalitățile, pentru că, atenție, acea strategie cu schimbările climatice este coordonată de către șeful Cancelariei. Și nu ne-a spus ce înseamnă asta, impozite mai mari pentru mașinile peste 5 ani, că nu mai avem strategia de schimbări climatice este condusă de șeful Cancelariei. Domnule, pune mâna și mai citește.
spuneți păi citim, mai să știm, citim, domnul ministru al mediului face parte din asta, domnul Cosma, să știți, locul 2 nu se premiază niciodată. Vedeți că ați să știți că trebuie să vă învățați, veniți puțin la Partidul Social Democrat, să învățați puțină politică, că văd că nu știți decât să criticați. Da, e doar să criticați. Păi ați luat suficienți liberali, domnul Humenicu, cred. Bine, nu luăm pe domnul Cosma, că e tânăr, dar degeaba, silența nu e o virtute, din păcate. Trebuie să luăm oameni cerebrali și oameni care înțeleg. Nu ne putem înțelege. Vorbiți unii peste ceilalți, deci dau cuvântul domnului Ungureanu. Domnul Ungureanu, ce informații aveți? Există bani pentru pensii sau nu? România, din păcate, sub guvernarea PSD-PNL se împrumută întorind amețitor. Pe cifre vă pot spune, dincolo de bătaia asta de joc, că se recalculează pensiile de 8 ani de zile, tot aud că se recalculează, peste 803.000 de pensii, atenție, după recalculare, nu cresc. Deci aproape 1.000.000 de oameni au fost păcăliți. Domnul Ciolacu a spus că păi vor stați, crește. Domnul Ungureanu, dacă sunt pensii speciale, atunci unde nu să mai vorbim crească? De pensiile speciale. Atenție, nu vorbim de pensiile speciale, vorbim de cei care sunt cu grupe foarte grele, cei care au lucrat în condiții foarte grele, care au avut salarii mari, cu contribuții mari, dar care nu se bucură de nimic din promisiunile domnului Ciolacu. Nu e adevărat, Ungureanu, nu este adevărat. Vă spune că va scoate 600 de milioane de lei, nu ne spune din ce sursă și nu ne spune cu cât îndatorează domnul Ciolacu nepoții bunicilor care sunt astăzi în pensie. Noi cei de la USR am cerut în mod repetat sesiune extraordinară în această vară, nu plătim salarii pentru o inițiativă legislativă care să repare nedreptățile din legea pensiilor. Din păcate, PSD și PNL nu au fost de acord. Deci, din păcate, repet, sunt oameni cu condiții grele de muncă, grupa 1 de muncă, grupa 2 de muncă, care au avut condiții speciale și a căror pensie nu crește. Să nu mai vorbim despre faptul că viața este din ce în ce mai scumpă, coșul minim zilnic este din ce în ce mai gol și pensionarii nu au, din păcate, putere de cumpărare. Lumea nu vorbește despre faptul că cu 20% a scăzut puterea de cumpărare sub guvernarea lui Ciolacu și orice creștere care se face pe împrumuturi foarte scumpe cu îndatorarea nepoților înseamnă, de fapt, o corectură la puterea de cumpărare, da. Nici de cum o creștere reală a acestor pensii. E o luptă între PNL și PSD legată de numirea comisarului european, funcția care revine de drept României. Domnul Florin Roman, lider al Partidului Național Liberal, spune despre scenariul în care, de exemplu, tânărul Victor Negrescu ar urma să fie numele propus de domnul Ciolacu pentru postul de comisar european. Citez din Florin Roman, sper să fie o glumă proastă. Adică nu v-a spus de acord asupra acestei funcții, domnul Cosma? Urmează să aibă loc discuții. Evident că prima discuție trebuie purtată în coaliție. Acum, domnul Ciolacu cred că se va întâlni cu domnul președinte Ciucă și vor discuta despre acest subiect. Apoi, premierul evident că trebuie să poarte discuții și cu președintele României, pentru că așa e firesc. E vorba de un reprezentant al României în care ne punem speranța în următorii 5 ani să beneficieze România de cât mai mult de pe urma acestei funcții. Dar încă nu s-a ajuns la o concluzie. Eu nu vreau să-mi imaginez că Partidul Social Democrat va face această nominalizare fără să se consulte sau fără un acord cu președintele Nicolae Ciucă. Domnul Humelnicu, ați discutat cu colegii liberali despre postul de comisar european? Ca de fiecare dată, Partidul Social Democrat respectă tot ceea ce coaliția și faptul și toți partenerii noștri, adică Partidul Național Liberal, și se va discuta în coaliție nominalizarea României pentru comisarul european.
Da, nu ne e foarte clar. Înțelegem că mâine, la ziua Marinei, Domniciucă și Ciolacu vor face tot ce le stă în putință să se evite, nu să se întâlnească. Vor merge pe drumuri diferite și vor stabili programul în așa fel încât să nu se afle la aceeași reuniune. Domnule Ungureanu, atât de tare s-au răcit relațiile dintre cei doi lideri ai coaliției, din ceea ce știți? Eu cred că este un joc care se face mai degrabă la televizor. PSD și PNL sunt împreună la guvernare și răspund împreună de tot ce se întâmplă în zona executivă. Aceasta este realitatea din teren, dincolo de zgomotul electoral pe care îl auzim dintr-o parte și în alta. Ce vreau să spun, noi cei de la USR am spus că comisarul european este comisar pentru România. Nu poate fi împărțit după bunul plac a domnului PSD, a domnului Ciolacu de la PSD, cine reprezintă România. E nevoie de o consultare largă, e nevoie de oameni care au un CV beton, care au un istoric de slujire a acestei patrii prin competență impecabil. Ori nu l-am văzut pe domnul Ciolacu să facă consultări largi, utile, pentru a pune acolo un comisar european care chiar să reprezinte interesele tuturor românilor, nu doar ale PSD-ului. Da, mâine înțelegem că va fi o întâlnire între președintele Klaus Iohannis și liderii liberali. Se va pune la cale, nu știu, o strategie pentru președinție, domnule Cosma? Strategia noi o construim și ne organizăm în fiecare zi. Fiecare partid o face cum dorește. Noi știm că românii vor fi... Noi ne dorim și eu sunt promotorul acestei idei de dreapta, creierii unei alianțe de dreapta, și cred că România are nevoie de asta. Și eu încă sper că USR-ul și toate celelalte forțe politice să putem să ne unim în jurul unui proiect de țară, unui proiect în jurul celor care cred în dreapta și celor care sunt de dreapta. Eu cred că asta este soluția, pentru că guvernarea socialistă, guvernarea sub Marcel Ciolacu nu ne-a adus nimic bun, vedem acest lucru și poate, sigur, acum eu nu vreau să exagerez, dar realitatea din teren spune altceva. Agricultura este la pământ, a reușit domnul Ciolacu împreună cu ministrul agriculturii să omoare tot ce înseamnă fermier, mici gospodării în țara asta, a închis târgurile, a nenorocit tot pe acest flanc și e clar că ne dorim o altă alternativă. Eu susțin această idee și de aceea Partidul Național Liberal a deschis dialogul cu toate forțele, dar în special cu electoratul de dreapta, care trebuie să înțeleagă. Românii vor avea de ales între un om cu școală, un om care are o carieră militară, a contribuit la intrarea României în NATO ca să fim un partener credibil și a făcut școlile la timp, și pe cealaltă parte încă mai trebuie să ne răspundă celălalt candidat, care-i treaba cu Omar Haisan, care-i treaba cu diplomele de BAC. Să știți că la momentul în care se depune candidatura la președinție, acolo se cer diplome și s-ar putea să fie anumite probleme cu diploma de BAC și anumite lucruri care încă nu sunt clarificate pe cealaltă parte. Nu e treaba mea, e până la urmă strategia PSD-ului și românii vor decide ce e mai bine. Dar între astea două vor avea... Dar cum e, vă faceți la partide niște liste pe care vă notați niște întrebări. Deci, dumneavoastră, domnul Cosma, ce întrebări aveți pentru domnul Ciolacu? Să lămurească diploma de BAC, să lămurească... Asta e lămurită, nu, doamna. Nu e nevoie. Să știți că nu e nevoie de liste. Nu? Doar lucrurile astea se văd. Eu încă nu știu și n-am văzut, pentru că atunci când vorbesc de primul ministru al României, dincolo de mesajul politic sau dincolo de strategia politică, vreau să știu că primul ministru al României are școlile făcute la timp. Nu știu dacă sunt clarificate lucrurile acestea. Nu știu care e treaba cu... Omar Haisan, cu relații. Ce treabă cu Omar Haisan? Ce suspiciune? Păi pozele cu Omar Haisan nu sunt, se circulă pe tot internetul. Care a fost relația cu Omar Haisan? Totuși Omar Haisan a fost o persoană controversată, un terorist acuzat, închis, încarcerat, condamnat pentru terorism, iar domnul Marcel Ciolacu era prieten cu el. Nu-i treaba mea, eu nu-l acuz. Dar la domnul Cozvan, da, domnul Humenicu, le veți răspunde colegilor? Vă rog. O să răspund doar atât. Da. Atunci când vor să se unească pe partea dreaptă, doamna Lașconi spune că Partidul Național Liberal trebuie să igienizeze întâi și să-i dea afară pe cei ce sunt acum, ce să-i pună pe alții.
Dați-mi voie să, ca reprezentant al Partidului Social Democrat, să fim echilibrați și să spunem că vrem binele României și faptul că cei 3 ani de zile în care suntem într-o coaliție cu Partidul Național Liberal, nu cu domnul Cosma, că dânsul a fost în opoziție în propriul partid, și că fiind pe locul 2 de fiecare dată să știți că se premiază. Domnul Ciucă este fost locul 2, se premiază primul loc, să știți, de fiecare dată. Domnul Ciucă este vocea păcate, a Partidului Național Liberal. Este? Domnule, să știți că atunci când domnul Ciucă a fost prim-ministru, nu m-ați văzut niciodată pe mine și pe colegii noștri aducând atâtea acuze în condiții în care puteam să facem și lucrul acesta. Cine și de caracter, cine și de... A înțelege personal niciodată și anumiți colegi ai mei, poate unul, doi, dar aduceți-vă aminte nu am de făcut lucrul acesta. Virgil Popescu, și atunci, credeți-mă că atunci când vorbim de faptul că vorbim în fața română, nu vorbesc cu dumneavoastră. Și spunem că, da, pensionarii vor avea salarii mai mari. Aveți sondaje la PSD, la PNL? Sondaje, acum când avem sondaje, nu numai noi, ci și Partidul Național Liberal și cei de la USR și de la AUR, primul în sondaj este domnul Marcel Ciolacu. Și la dumneavoastră cine e primul în sondaj, domnul Cosma? 20 de ani avem nevoie de un candidat de stânga care să unească, să știți. Deci aș vrea și sper să avem această campanie în care cel ce vrea să fie președinte... Păi n-a anunțat spune, că va candida. N-a anunțat. Pe 24 august avem congres și atunci veți avea toate date. Vă rog. O concluzie se poate deduce din toate sondajele care se fac în România. Dreapta poate să dea domnul președintele României. O susțineți pe doamna Lascuni, s-ar putea să o dați. Indiferent care va fi formula. Interesant ce spuneți. E interesant ce ați spus. Indiferent care va fi formula. Și vom depăși toate orgoliile mici. Păi și dacă intră Lasconi în turul 2, o susțineți pe doamna Lasconi? În turul 2 intră candidatul PNL, adică președintele Nicolae Ciucă. Asta e clar pentru toată lumea. Doamne ajută. Vediți-vă la sondajele care s-au făcut înainte de locale, unde toată lumea spunea că PNL e în picat. Și PNL a făcut 30%. Doar 400.000 de voturi. Haideți, auziți și opoziția. Ce spun sondajele dumneavoastră, domnul Ungureanu? În ultimul sondaj pe care l-am făcut, domnul Ciolacu era la 17%, doamna Lasconi pe locul 2 la 14% și apoi pe locul 3 cred că era domnul Ciucă. Sigur, e o fotografie. Deci turul 2, de Ciolacu, Lasconi la dumneavoastră. Da. Ideea este foarte simplă. E adevărat, pe partea dreaptă, lângă doamna Lasconi, ar trebui să vină tot ceea ce se spune că este de dreapte. Eu înțeleg că domnul Cosma într-o situație dificile. Nu poți fi lângă PSD la guvernare și să vrei o coaliție pentru prezidențiale cu partea dreaptă. Deci PNL-ul trebuie să se decidă dacă se desprinde de PNL, dacă se desprinde de PSD sau nu. E o decizie grea, știu, nu e ușor. Dar va trebui să o ia și o chestiune de zile, pentru că e greu să amețești electoratul spunând că ești cu stânga la guvernare, dar vrei cu partidele de dreapta la prezidențiale. Da, electoratul i-a mențit deja că toți pensionarii se chinuie acum să vadă dacă le vin decizii corecte sau greșite. Chiar autoritățile îi sfătuiesc să fie atenți, să fie vigilenți, pentru că pot să se trezească acasă cu niște decizii de pensionare greșite. Sunt din ce în ce mai mulți români care nu mai au bani să-și plătească taxele la fisc, motiv pentru care ANAF-ul anunță că e gata să eșaloneze taxele. Adică sunt foarte multe pe capul oamenilor, pe umerii lor în aceste momente. Dar ne mai delectăm și cu divertisment politic. Mulțumesc mult, Marius Humenicu, Adrian Cosma, Emanuel Ungureanu. Casă la 35.000 de euro, ăsta este textul lui George Simion, foarte mult. A intrat și el în folclor, multă lume ridiculizează deja această promisiune electorală, dar o investigație a Hot News arată că premierul propus de AUR, care e constructor de case, nu are deloc fantasme cu prețuri mici, omul vinde locuințele cu peste 200.000 de euro. Stelian Negra de la Newsweek este în legătură directă. Bună ziua, Stelian, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Deci toată povestea asta, inițiativa asta a domnului Simion să dea case cu 35.000 de euro, n-are nicio legătură cu realitatea
premierului său, nu? El însuși constructor de case. Da, adică gogoașa electorală nu bate cu realitatea economică. Să nu uităm, deci noi vorbim aici de un SRL deținut în proporție de 70% de partenerul și de finanțatorul domnului George Simion, domnul Marius, Dorin Marius Lulea, da? Care e viitorul premier AUR, este unul dintre finanțatorii lui Simion. Și să ne uităm că la același SRL de care vă vorbesc eu, care are baza în Turnare, aici lângă Ilfov, a lucrat domnul Simion, da? Ca director de marketing vreo 9 ani de zile. Deci domnia sa știe foarte bine fenomenul imobiliar, sau cel puțin prin prisma încasărilor pe care le-a avut, au fost singurele sale venituri salariale. Uh-huh. Timp de 9 ani de zile ar trebui să știe, da? Și am mers și am verificat câteva proiecte de genul ăsta, da? Sunt domnul Lulea, dezvoltă direct sau indirect, direct, dezvoltă foarte multe proiecte de genul ăsta. Sunt proiecte de la 4-5 case, da? În Tunare, puse pe o bucată de pământ cu ieșire la șosea, până la 30, 40, 50 de case pe care firma domniei să le dezvoltă direct, da? Și acolo n-am văzut nicăieri. Deci nicăieri, oricât te-ai uita, prețul de 35.000 de euro. Da? Toate prețurile pornesc de la 170.000 de euro, te ajung la 200.000 de euro și chiar mai mult. Deci nu există o astfel de realitate pe care o descrie domnul George Simion. Da? Și vorbim de proiecte dezvoltate acum. Da? Nu există și sunt... Cum să vă spun, SRL-ul ăsta al domnilor Lulea și unde a lucrat și domnul Simion a dezvoltat foarte multe proiecte de genul ăsta și a dezvoltat fie direct, deci fie le face pe propria firmă, fie lucrează ca antreprenor pentru alte proiecte. Nicăieri unde te uiți la astfel de proiecte, nu vezi prețuri de 35.000 de euro. Oricâte giumbujlucuri politice ai face, nu există așa ceva. Și atunci... realitatea economică care vine din astfel de proiecte, piața, de exemplu, nu suportă astfel de prețuri. Da, în continuare toată fantasma asta cu prețurile mici pentru locuințe hrănește campania electorală a lui George Simion și oamenii semnează, Stelian, i-am văzut semnând și noaptea, cred că nu s-au oprit cozile pe acolo pe unde George Simion se duce să le promită că le va da case cu 35.000 de euro. Deci pare că degeaba le explicăm că e complet fantasmagoric. Oare ce se întâmplă? E atât de mare mirajul ăsta al unei locuințe în România? Bun, oamenii sunt la un clic distanță să afle adevărul, da? Iau numele firmei astea, plus că s-au mai construit și alte firme. Deci domnul Lulea are un păienjenici de firme de construcții în Turnare acolo, de care domnul George Simion știe foarte bine, mai ales că una și-au înființat-o de curând, se numește Design Build Corporation, vreo 50 de membri AUR. Deci oamenii ăștia știu foarte bine fenomenul construcțiilor. Asta este foarte îngrijorător. Ei știm care e realitatea din piață, știm prețurile la care se construiesc, prețurile la care se vând, se vândă în continuare iluzii, fie doresc să-și păcălească electoratul, fie se gândește la niște scheme financiare care să ne lase pe spate în viitorul apropiat, da? Deci să ia terenul de la stat, mă întreb, oare acele case de 35.000 de euro vor fi construite în baza unor licitații, vor fi făcute la care pot participa alte firme sau participă doar firmele domnului Lulea? Și atunci avem o altă, avem material nou pentru DNA. La momentul respectiv. Despre domnul, ultima întrebare, despre domnul Lulea, pe care nu foarte multă lume îl cunoaște, iată, un prosper antreprenor în domeniul imobiliar, de ce are interesul, de ce își dorește să fie prim-ministru cu George Simion? Care e interesul său de a face politică? Ce a reușit să afli tu, de fapt? Da, eu m-am mai uitat, domnia sa, pe lângă această parte de antreprenoriat, care este, cum să vă spun, la nivel micro, acolo în Tunari și în alte zone, este foarte prezentă. De exemplu, un cartier acolo pe care îl dezvoltă acum de 30-40 de case ajunge la final la o valoare de piață de 8 milioane de euro. Știi cum? Un proiect de 1 milioane de euro aici, altul de 2 milioane de euro acolo, sunt bani foarte mulți care se învârt pentru oamenii ăștia care pozează în oameni foarte, foarte săraci. Domnul are o activitate, cum să vă spun, publică.
politică extrem de consistentă. Eu știu de ce vrea să ajungă premier, probabil ca să salveze țărișoara, să-i ofere țărișoarei case de 35.000 de euro. Ei știm foarte bine că casele astea se vând la cel puțin 150-200.000 de euro. Da, e interesantă investigația ta pe Newsweek, puteți să o citiți, un articol semnat de Stelian Negra. Mulțumesc mult pentru această intervenție. Scurtă pauză și revenim cu informații noi. Ofensiva ucraineană în Rusia nu încetează să uimească o lume întreagă. Președintele american Joe Biden spune că Putin este în fața unei adevărate dileme, pentru că astăzi Vladimir Putin a declarat stare de urgență în Belgorod. Despre această ofensivă surpriză pe care ucrainienii intensifică în fiecare zi pe teritoriul Rusiei, vom discuta de la ora 14. Cât de departe este în stare să meargă Putin pentru a câștiga războiul împotriva ucrainienilor? Vă spunem tot atunci, ni se vor alătura generalul Virgil Bălăceanu și Ștefan Popescu, analistul de politică externă. Vă aștept atunci!